Vorbim despre cercetătorii americani care au descoperit că dimensiunile extremităților sunt foarte importante. Potrivit acestora, dimensiunile urechilor, degetelor sau ale șoldurilor pot indica apariția la un moment dat a unei anumite afecțiuni. Românii însă tind să nu dea doi bani pe studiul americanilor. Urmăriți un reportaj realizat de colegii de la Observator Special. Crezi că dimensiunile în ceea ce privește corpul uman contează? La ce? La o femeie sau la un bărbat? Că nu înțeleg. La un bărbat, de exemplu. Contează. Iar după zâmbet, domnișoara știe exact la ce se gândește, chiar dacă nu vrea să recunoască. La ce te gândești când zici dimensiuni? Păi, la ce? Și la greutatea corporală și la... Bine, nu la ce te gândești tu. Și dacă pentru ea dimensiunile sunt importante, nici prin cap nu-i trece că lungimea extremităților poate provoca boli grave. Cercetătorii americani au descoperit că oamenii care au degete lungi sunt predispuși la depresie, de exemplu. Tu crezi așa ceva? Nu știu, nu cred în astfel de lucruri. Îmi place să citesc, sunt interesante, dar nu știu dacă chiar sunt adevărate. De prostată, bărbat. Păi, dar american ești aia. Lasă-i, Doamne, iartă-mă, în pace, mă. Asta vreau. Lasă-i, dracu, că nu mai prostii. Că acum a ajuns că nu mai au salarii. Cum ți-i cred, măi? Nu știi ce se minte în român, în lumea asta? Încep, minciuna în ce pleacă de la ei și se oprește la noi. Așa că degeaba au petrecut savanții de peste ocean ore bune în laborator, că românii nu-i cred nici în ruptul capului. Cercetătorii americani leagă dimensiunile extremităților de unele boli grave. Astfel, dacă ai degetele lungi, ești predispus la cancer de prostată și depresie. Dacă ai urechile mici, poți să faci eczeme, iar dacă ai șoldurile mari, poți avea pierderi de memorie. Sunt totuși și oameni bine informați în astfel de domenii. Am înțeles că s-a făcut un studiu ceva nemci, parcă, da? Dacă nu mă înșel. Cei care au lumbul urechii mai lungi, se spune că suferă cu inima. Văd că ești informat că americanii au făcut și ei studiul lor. Păi bine, înțeles, nemci cu americanii totdeauna s-au contrazis. Omul ne spune că e de fapt același studiu, însă cu interpretări diferite, iar după minute bune de explicații, am tras și concluziile. Până la urmă, tu îi crezi sau nu? Da. Pe americani sau pe nemci? În general cred în studiile făcute de străini. La noi, Și nimeni nu le contestă, însă cel puțin la noi în țară medicina merge deocamdată pe lucruri ceva mai concrete. În ultimii ani se pune foarte mare accent pe medicina bazată pe dovezi. Toate tratamentele noastre, toate recomandările pe care le facem pacienților se bazează pe niște studii clinice. Nu ne permitem să tratăm pe baza unor informații pe care le-am primit la colțul străzii sau că am auzit că îi face bine sau nu. Așa că... Dacă vorbim despre, cum ați spus, n-am reținut foarte bine legătura dintre urechile mici și... Rinichi. O eczeme. Nu, din câte știu eu, n-am nicio informație care exista vreo legătură între aceste două afecțiuni. Medicina chineză, de exemplu, face legătură între ureche și rinichi. O fi ceva, nu o fi ceva. Cred că e un lucru de studiat. Legătura între șolduri mari și memorie. N-am auzit niciodată, dar nu cred să fie nicio legătură. E imposibil. Sunt multe persoane cu șoldurile mari și cu o memorie excelentă. Iar până la noi studii, românii au alt crez despre dimensiune. Până la urmă, lungime, contează? Contează, da. Bună dispoziție!